Mai putea să spun decât că sunt mai mult decât încântată de parteneriatul pe care îl avem cu Arhiepiscopia Radului, pentru că gândim la fel, dorim ca tinerii din ziua de astăzi să aibă niște repere, să reușească să se identifice cu ceva, să creadă în ceva, să mai poată să aibă curajul de a păși. Pentru că după acești 2 ani de pandemie, tinerii din ziua de astăzi sunt blazați, nu mai cred în nimic și nu mai cred în viitor. Noi cred că o să reușim să facem acest lucru pentru că, așa cum zicea și Prea Sfințitul, vom face și clasa pregătitoare, după de anul acesta vom avea și clasa pregătitoare la școală Ioan Mățianu. Și ce poate fi mai frumos decât încununarea celor 200 de ani de învățământ teologic la Arad, cu deschiderea primei școli în care Arhiepiscopia și Universitatea sunt într-un parteneriat pentru școală, pentru credință și cred că aici a avut un rol important și Facultatea de Teologie, pentru că colegii noștri au venit un real sprijin în a pune bazele acestei școli. Și eu nu pot decât să mulțumesc Preasfințitului aici de față că întotdeauna orice idei de dezvoltare a avut Universitatea și Facultatea de Teologie, dânsii nu au spus nu, din contră au venit să sprijine din toate puterile pentru ca Universitatea, Facultatea de Teologie să le aibă mai departe. Sperăm ca interiorul să fie gata în proporție de 90% până la evenimentul de duminică. Este primul eveniment care din suita de evenimente care vor fi pe parcursul acestui an la 200 de ani de învățământ teologic la Arad. Eu vă mulțumesc că întotdeauna ați fost alături la toate evenimentele universității și cred că, așa cum v-am spus întotdeauna și o susțin cu tărie, Aradul merită să aibă învățământ academic și Aradul merită să fie pus pe harta țării cu foarte multe realizări pe care le avem.